pe doamna Ramona Cotca, care este avocat la Judicial Watch și este cea care a semnat această plângere pe care o vedeți, o vedeți aici, o găsiți și pe site-ul judicialwatch.org, plângerea legată de România. Bună seara! Bună ziua, de fapt, la dumneavoastră, că este ora 4 după amiaza. Da, bună seara! Bună seara vouă! În primul rând, aș vrea să le explic telespectatorilor că am avut marele noroc ca dumneavoastră să vorbiți limba română, deși sunteți plecată din România de foarte mult timp, din 1987, se vede că sunteți foarte tânără și se datorează părinților dumneavoastră faptul că nu ați uitat limba română și o vorbiți împreună cu ei. Da, vă mulțumesc foarte mult și cum am spus ieri când am discutat, voi încerca să țin numai pe limba română, dar dacă cumva voi scăpa câteva vorbe în engleză, vă cer să mă iertați, dar și să mă ajutați. Nicio problemă, suntem aici să vă ajutăm. Dacă puteți să ne spuneți mai întâi câteva cuvinte despre organizația dumneavoastră și de unde e interesul dumneavoastră pentru fundațiile lui George Soros și pentru România. Sigur. Fundația noastră este non-profit, cum ați spus, și este o fundație care încercăm să educăm publicul despre acțiunile guvernului american. Scopul nostru este a lupta împotriva corupției, a încuraja transparență în guvern pentru regula legii și pentru a ține la răspundere pe cei din guvern. Și cum facem asta este prin anumită lege care se numește Freedom of Information Act. Mi se pare că și România a adoptat un astfel de act în 2001, în care publicul are dreptul să știe ce acțiunile guvernului și oamenilor care lucrează în guvern. Și cum noi ajungem la scopul care îl avem, depunem cazuri sau acțiuni juridice când guvernul nu cooperează cu noi și nu ne dă informația. Și acum, în cazul acesta, am depus o cerință la Departamentul de Stat despre informații care discută despre sprijin financiar de la Departamentul de Stat și specific USAID pentru fundația lui George Soros. Și de fapt avem mai multe cazuri. Asta este despre România, dar mai avem și de Macedonia, Albania și în alte țări. Și Columbia și Guatemala. Da, da. Da, continuați. Dacă deci, asta este în mare scopul și ce facem noi la Judicial Watch și când primim informații de la guvern, odată ce la tribunal primesc ordini de la judecător ca să ne dea informații, o depunem la public ca să educăm publicul. De ce ne-a interesat cazul acesta este pentru că am inițiat anumite investigații despre acțiunile fundației lui George Soros în specific în Albania și în Macedonia, care ne-a interesat din Europa, și sprijin financiar care a primit de la guvernul român american și acțiunile care pe urmă a fundației a sprijinit și a ajutat anumite partide împotriva altor partide în Macedonia specific. În Macedonia mi se pare că în anii 2012 până în 2016 au primit 5 milioane. În Albania fundația a primit 9 milioane. Sigur, problema devine când banii publicului american și guvernului american se dau la anumite fundații care pe urmă se implică în politica domestică a o altă țară. Legat strict de România, aș vrea să le arăt telespectatorilor exact ce documente ați solicitat dumneavoastră de la Departamentul de Stat al Statelor Unite, de la USAID, care este agenția Departamentului de Stat prin care se acordă fonduri pentru dezvoltare internațională. Și facem și specificăm faptul că toate aceste lucruri s-au întâmplat în timpul administrației Obama. Știm foarte bine ce probleme are Donald Trump
cu George Soros. Și ați cerut în felul următor în acțiunea dumneavoastră. Dumneavoastră ați cerut mai întâi direct Departamentului de Stat în octombrie aceste documente, iar apoi ați mers în martie, la finalul lui martie, pe 23 martie, și ați făcut și o acțiune juridică împotriva Departamentului de Stat. Și ați cerut în felul următor: documente referitoare sau în legătură cu orice contracte, granturi și alte alocări, plăți de fonduri ale Departamentului de Stat către Fundația pentru o Societate Deschisă din România. Fundația pentru o Societate Deschisă este denumirea Fundației lui Soros. Și sau către personalul acesteia și sau către orice altă entitate subsidiară sau afiliată. Asemenea, documente ar trebui să includă, dar fără să se limiteze la asta, propuneri, contracte, cereri de finanțare, autorizări de plăți, facturi și alte documente similare justificative, ca și orice alte comunicări care au legătură cu ele, între, atenție, oficiali, angajați sau reprezentanți ai Departamentului de Stat sau ai Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, USAID, respectiv. De asemenea, ați cerut documente referitoare, și aici e foarte interesant, la comunicațiile dintre orice oficiali angajați sau reprezentanți ai Departamentului de Stat, inclusiv fără să se limiteze la ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm și orice oficiali angajați sau reprezentanți ai Fundației lui Soros și sau alte organizații subsidiare sau afiliate acestuia. De asemenea, orice evaluare, raport sau alte documente similare legate de activitatea fundației și sau orice altă organizație subsidiară sau afiliată acesteia, și de asemenea un punct extrem de interesant, documente referitoare la comunicații prin sistemul SMART al Departamentului de Stat, trimise sau primite de către orice angajat al guvernului SUA ce operează sub autoritatea șefului misiunii de la București în legătură cu Fundația pentru o Societate Deschisă, organizațiile subsidiare sau afiliate. În primul rând vreau să vă întreb de ce ați inclus și România printre aceste țări, ce informații aveați dumneavoastră sau legate de acțiunile lui George Soros în România și de ce cereți aceste comunicații legate de ambasadorul Hans Klemm? Ce suspiciuni v-au ridicat? Vă rog. Da, sincer, de ce am inițiat cazul în România este și legătura mea față de României. Adică știu foarte puțin, mă țin la curent foarte puțin despre politica care se întâmplă în România. Știu că au fost anumite proteste în ultimii ani și am avut un hunch sau o presimțire, mersi mult, că Soros ar fi foarte mult, adică șansele sunt mari ca Soros să fie implicat și în România, dacă este implicat și în Albania, și în Macedonia și probabil în Europa de Est. Mai larg, nu numai în România. De aia am inițiat în România. Deocamdată nu avem informații. Deocamdată suntem, stadiul cazului este, doar de acum l-am depus la tribunal. Săptămâna viitoare vom depune un orar sau un program, cum ar veni, când trebuie guvernul de stat să termine a se uita prin documente, să ne spună cam câte documente au găsit despre ce am cerut și când cred că vor putea să ni le deie. Și tot procesul acesta va fi la tribunal. Depinde cât de multe documente sunt și cât timp va lua ca să ne deie. Sigur, după ce vom găsi, sigur, noi punem totul on our website și este public și oricine poate să meargă și sigur că și dumneavoastră puteți să mergeți pe urmă și să vedeți ce am descoperit. Exact așa cum am făcut și în cazul Albaniei, acolo unde Judicial Watch a dat deja publicității un raport de 32 de pagini în care se ajunsese la concluzia că au fost Departamentul de Stat a cofinanțat acțiunea lui Soros cu 9 milioane de dolari în Albania, care au mers către zona de stânga, cea susținută de George Soros, și de o reformă judiciară, iată ce coincidență cu România, susținută de guvernul pe care îl agrează George Soros. Și în legătură cu acest raport, colegul dumneavoastră, Tom Fitton, de la Judicial Watch, a declarat la Fox News și este citat și în România, că aceeași schemă aplicată
în Albania a identificat-o sau o bănuiește ca fiind aplicată de George Soros și în Ungaria, dar și în România. Da. Bun. Deci, dumneavoastră aveți mai mult decât o bănuială, aveți chiar informații, mai ales că cel puțin în Macedonia lucrurile au semănat foarte mult și protestele cu ce s-a întâmplat în România. Avem motive să credem că va fi, dar până când, nu vrem să speculăm, până când nu aflăm de la guvern și nu primim documentele de la guvern, nu vreau să spun că este ceva până nu știm precis. Sigur, și avem evidență. Vă înțeleg, fiind avocați, sunteți foarte riguroși în această privință. Îi rog și... Faptul că fundațiile domnului Soros, fundația aceasta principală, dar și cele afiliate, cum bine spunea doamna în cerere, faptul că s-au implicat în organizarea protestelor din ultima vreme din România este absolut evident în lucruri pe care noi aici deja sunt documentate. Le-au făcut, implicarea a fost directă în diverse forme cu fonduri pentru organizare, pentru deplasări, pentru pancarte, pentru aia, pentru aia. Foarte mulți bani, iarăși transparent au fost... băgați în publicitatea pe Facebook, e vorba de chiar despre sute de mii de euro în protestele de anul trecut. Protestul de azi, care a fost un eșec, sigur, dar el a fost pregătit, iar a fost foarte, foarte publicizat pe Facebook, e vorba de zeci de mii de euro. Întrebarea, și foarte interesant ce a făcut doamna avocat, va fi să vedem cât din aceste sume aparțineau finanțării venite direct de la domnul Soros, din generozitatea sa, și câte de la Guvernul Statelor Unite. Foarte interesant mi se mai pare și că am putea avea o dovadă directă a implicării ambasadorilor. De data asta lui Hans Klemm, pentru că în privința lui Mark Gitenstein, de exemplu, avem vorbele sale spuse în iulie 2012, atunci când a anunțat cu mare fast programul Restart, în care anunța că 140.000 de tineri vor fi inițiați. Inițiați de cine? De ONG-uri care erau finanțate de George Soros. Domnule Harnagea. Da, eu aș vrea să o întreb pe doamna avocat, fiindcă am citit acțiunile Judicial Watch vis-a-vis de aproape toate statele prin care Judicial Watch a cerut și chiar a obținut informații, vorbesc de Albania. Ideea, de fapt, concluzia, cel puțin pe Albania, este că acești bani nu numai că s-au dus către o rețea de fundații controlate de George Soros, dar au încercat destabilizarea unei puteri alese democratic în acea țară, cel puțin pe Albania. Cel puțin citind raportul Judicial Watch făcut după informațiile pe care le-a primit. Și aș vrea să o întreb pe doamna avocat dacă crede că există aceeași formulă și pentru celelalte țări, în sfârșit, în care până acum nu, Judicial Watch n-a primit toate informațiile necesare. Adică banii sunt folosiți pentru a destabiliza o administrație, o putere aleasă democratic, în principal? Cum să răspund întrebarea? De ce este important pentru noi este... Deci, fundația lui Soros, dacă banii folosește care a strâns de la public sau de altundeva, fiecare își are scopul lor ce vor să facă. Dar când banii sunt folosiți de la guvern și de la publicul american, prin guvern, ca să se implice în politica o altei țări, atunci este o problemă mare. Și cred că și poporul american merită să știe asta și, pe urmă, și poporul anumitei țări, fiind Albania sau România. În România, specific, deocamdată am aflat că agenția USAID, oficiul pentru România, s-a închis în 2007. Dar cerința noastră a fost mai generală, nu s-a limitat numai la comunicații cu oficiul USAID. De aceea va fi foarte interesant să vedem nu numai ce comunicații, și dacă au fost transmise fonduri prin Departamentul de Stat, pentru a asista fundația lui Soros în România.
Și de aceea este problematic, și nu știu cum să spun problematic, nu mai pot să spun că este o problemă mare sau un lucru de îngrijorare pentru noi. De asemenea, tot la Fox News, colegul dumneavoastră Tom Fitton făcea referire la protestele care au avut loc în România, protestele de amploare în februarie 2017, și vă întreb dacă tocmai aceste proteste v-au făcut să cereți acele comunicații ale actualului ambasador Hans Klemm, cel care nu era ambasador, adică nu era ambasador în 2007, de exemplu, când s-a închis reprezentanția USAID din România. Lucru pe care Departamentul de Stat vi l-a comunicat din octombrie. Și cu toate acestea, în acțiunea din martie, cereți în continuare aceste documente legate de actualul ambasador în România. Da, cerința noastră este pentru documente din, mi se pare, 2015 până în prezent, mi se pare. Exact. Da. Pentru că credem că a fost o increase în implicare prin fundația lui Soros în anumite țări la sfârșitul lui 2015. Președinția lui Obama. Lui Obama. Și asta din cauza protestelor hashtag rezist, care au crescut în intensitate fix atunci. Au fost proteste în Macedonia. La sfârșitul lui 2015 am avut protestele colectiv din România, care au dus la căderea guvernului respectiv. Și, mă rog, inclusiv în Macedonia a fost o situație similară. Au fost proteste în stradă care au dus un guvern tehnocrat și s-au cerut alegeri anticipate. Practic, Macedonia... Au fost proteste și în Statele Unite, proteste împotriva domnului Trump, încă dinainte să fie ales, încă din timpul campaniei. Dar, e foarte interesant și va fi foarte interesant să vedem ce răspunsuri primește această organizație reprezentată de doamna avocat, pentru că este o practică a fundațiilor domnului Soros. De exemplu, o fundație afiliată de-a domnului Soros, FDSC se numește, din România, este fundația care a primit cumva posibilitatea de a împărți finanțările, fondurile norvegiene în România. Deci în momentul în care, știți, că așa cum primim fonduri de la Uniunea Europeană, primim fonduri și de la Norvegia, care nu este stat UE, dar are această obligație. Tot ceva asemănător cu USAID, în sensul de a ajuta pentru dezvoltare. Acele fonduri norvegiene sunt distribuite în România de o fundație de a domnului Soros. Așa că eu cred că este foarte plauzibil ca fundațiile domnului Soros să primească bani și din partea guvernului american, dacă au reușit să primească de la guvernul norvegian. Doamna avocat, dumneavoastră puteți confirma că ceva asemănător s-a întâmplat și în Statele Unite cu fondurile USAID, respectiv că fundația lui George Soros avea un cuvânt foarte important de spus în felul în care sunt distribuite aceste fonduri. Este adevărat? Ce am aflat despre fundații, nu neapărat despre fundații cu Soros, dar am aflat comunicații și coordonare între fundația lui George Soros și guvernul, o agenție care se numește Federal Communications Commission, care controlează și regulează comunicații prin cable în Statele Unite și prin internet. A fost o lege în 2010-2011 care a fost controversată, mulțumesc. Și am inițiat un caz și am descoperit coordonare între guvern și Free Press, care este sprijinită de George Soros, cum să depună la public pentru a încuraja ce Obama a vrut să schimbe. Și legea, de fapt, a vrut să aibă mai mult, guvernul să aibă mai mult control peste communications prin cable și internet, să reguleze mai mult. Asta nu este ceva nou aici în Statele Unite. Deci cunoaștem și avem evidență între coordonare în guvern,
și, de partid liberal și George Soros. Și în legătură cu nivelul la care a reușit George Soros să aibă influență în statul american, vorbește Judicial Watch și într-un alt raport pe care l-am aici, din septembrie 2017, Exposing the Deep State se numește, demascarea Deep State-ului, cum îi zicem noi în România, statului paralel. Și se vorbește în acest raport inclusiv despre persoane care au legături cu George Soros și care au o influență destul de mare în CIA. Despre infiltrați, practic, în CIA. Dacă ne puteți spune mai multe despre acest lucru. Vă spun sincer că nu am reportul în fața mea și nu m-am uitat peste raportul acesta, dar este ceva ce noi am lucrat și am descoperit. Și îmi pare rău că nu l-am acum și nu pot să discut mai mult despre... Uitați că citez eu. Spuneți în felul următor și am să încerc să traduc. The most chilling acts by the deep state, cele mai înfricoșătoare, să-i spunem, sau dătătoare de fiori, e la prima traducere, acțiuni ale statului paralel, are occurring inside the intelligence and law enforcement branches, apar în interiorul comunității de informații și de impunere a ordinii din Guvernul Statelor Unite, the National Security Agency, respectiv NSA-ul, Agenția Națională de Securitate, Central Intelligence Agency, CIA, and the Federal Bureau of Investigation, FBI, in particular. În particular, deci în special în aceste entități extrem de importante din Statele Unite, la pagina 19 din raport și este și subliniat cu galben, apar referințele Judicial Watch ca fiind cele mai grave acțiuni ale statului paralel. Dacă mai aveți ceva de adăugat la finalul acestei intervenții sau invitații dacă mai au... Aș mai vrea să întreb pe doamna avocat, până acum sigur că situația din Statele Unite, în principal, vis-a-vis de administrațiile care s-au perindat, nu a fost extrem de spectaculoasă și atât de contundentă cum este situația din acest moment când Donald Trump este președinte. Și aș vrea să o întreb pe doamna avocat, de ce crede că acum, sub prezidențialul Donald Trump, tot acest stat deep state a ieșit deasupra, a ieșit la lumină? Guvernul american este foarte mare și de multe ori când este foarte mare și este o anumită cultură și cred că și mulți cred la fel aici, majoritatea au așteptat ca altcineva să câștige președinția. Și când și deja au fost anumite pregătiri care s-au făcut și când nu asta s-a întâmplat, adică pot să spun din practica noastră și din experiența noastră, când a devenit Trump președinte aici la noi, noi am așteptat ca să fie o schimbare de la guvern la cerințele noastre. Dar să vă spun foarte sincer, răspunsurile agențiilor, că este Departamentul de Stat sau Departamentul de Justice, juridic, este... Răspunsul a devenit, timpul a devenit mult mai lung, a fost mult mai multă opoziție de la guvern ca să răspundă și să ne dea documentele care le avem și am avut un răspuns exact opus decât așteptarea noastră. De aceea continuăm să luptăm, adică și să aflăm informații ca să expunem ce se întâmplă, să încurajăm a avea o transparență în guvern și să dăm la evidență unde este corupție. Corupția este oriunde și în guvernul american este multă corupție. Numai un lucru aș vrea să adaug la întrebarea dumneavoastră, cred că ați avut despre cerința noastră de a face cu comunicațiile ambasadorului român. De ce am vrut și comunicații cu ambasador? Este pentru că în Macedonia, de exemplu, recordurile care le-am aflat și evidența care o avem este că ambasadorul american
din Macedonia a fost foarte apropiat și este foarte aliniat cu fundația lui Soros. Și, de fapt, ambasadorul a fost implicat în sprijinul și activitățile fundației lui Soros în Macedonia. Sigur, asta este un oficial american într-o altă țară și de-aia am zis să includem cerința să fie mai generală și să includă și comunicații cu ambasada americană din România. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și pentru intervenție. Să aveți o seară plăcută. Și voi la fel. Vă mulțumesc.